Oameni buni, bine m-am găsit la un episod. Astăzi te-am alături de Budinca mea. Salut, bună ziua. Eu sunt Budinca. Ajutor. Deci eu sunt Budinca lui Aris. La 10 like-uri, îi fac o farsă. Terorista lui Aris. La 10 like-uri de arăt. Eu sunt terorista ta, dar bună. Da. Astăzi vom juca hide and seek. Știi ce înseamnă hide and seek? Da, poți să spun să-l. Ah, ok. Bine, hai să începem. Da. Ce număr? Hai să facem piatră, hârtie, foarfecă. Piatră, pierzătorul numără gen. Da. Piatră, hârtie, foarfecă. Piatră, hârtie, foarfecă. Piatră. Cine? Tu numeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunica! Să-ți verifici telefonul. Da. Mă ascund? Păi eu m-am ascuns. Bun, ascunde-te și după aia... Păi m-am ascuns. Bravo. Unde mai le pot tu? Unde mi-ai căluțul? Haide, mi-ai căluțul. O să plătești. De ce te sperii, mă? Păi credeam că mi-e pe partea asta. Da. Care este fala? Să te surprinzi, nu? O, bine, acum tu te ascunzi. Mă ascund și du-te verifică-ți telefon. Păi de ce? Păi poate ți-a trimis mami sau tati într-un mesaj. Ok, băiețe, o să număr. Oi, ei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamă, ce e? Ba da, așa, repede! O să număr până la 1900. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009. Hai! Vom căuta. Trebuie să-l prindem. Am văzut pe bunica. Păi, vreau și eu ceva de la frigider. De ce mi-ai dat lovitura de ciocan? Suntor! Mi-ai dat lovitura de ciocan? Ciocan, mi-i întoarce! Hai, că se mai întoarce dacă e. Mi-ai dat lovitura de ciocan? Ma! Dacă m-a prins, îmi dau 5.000 de lei? Ma! Dacă îmi dai o lovitură, îți dau 5.000 de lei? Ma! Anacu, așa n-ai cum să te fii niciodată. Haide, bă, da, pot. Nu pot. Cum te-am prins eu data trecută? Păi mai prins că tu ești mai iute ca mine. Tare ca piatra, iute ca să-ți viață! Tare ca piatra, iute ca să-ți viață! Tare ca piatra, iute ca să-ți viață! N-ai cum? Ok, piua. Piua? Da. Ok, hai să ne jucăm, hai, iar să facem o rundă. Mai eu mă ascund. Începem? Da. 1, 2, 3, 4. Până la 10 atât. Până la 10? Da. Natural.
S-a auzit un strănut. Deci aici este... Sigur. Nu mai am altă ușă. Aici este altă ușă. Deci, trebuia să ne duci în partea aia, acolo am strănutat. Nu e adevărat. Ba da, chiar aici am strănutat, vorbesc serios, poți să vezi pe filmare. Da. Acolo ai strănutat? M-am dus din locul meu de ascunzătoare, mare și secret. Eu așa cum s-a părut că am auzit din partea cealaltă. E, ghinion. Ghinion? Ghinion pentru mine. De ce ghinion? De ce ghinion, mă? Pentru că sunt un om ghinionist. De ce ghinion? Pierd nimic cu zăchinionului. Nu, ia să mai ții minte când ai căzut de te-ai spart nasul? Nu le-am minte oamenilor că o să aibă coșmare cu nasul meu. Le-ai povestit la oameni ce ai pățit? Da, dar arată... coșmare cu nasul meu. Ia arată de unde ai... Deci am sărit de aici până aici, doar că în loc să ajung cu cap, cu picioarele aici, am ajuns cu capul așa. Cu capul și cu gura și cu buza și a spart. Mai mult nasul. Mai mult nasul. Cât sângeți acum? Și mult. Ok, și de acum nici de aici nu mă mai lasă să sar, deci mai bine nu aș mai fi sărit, pentru că acum bunica mea era și nu mă lasă să sar de aici. Nu sunt rea, bunic, puteai să te lovești la cap. Pentru că am sărit de acolo. Da. Nu mai vreau să fac discuția asta cu tine, că e enervant. Începem, tu te asculti. Acum, parcă ai vrut să facem față ascunserea, păi și acum tu te oftezi. Acum, hai că mă ascult. Tu te ascunzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mă, băi, știi care e faza ghinionistă pentru bunica? Că dacă se ascunde aici, podeaua asta sună, că e singura post. Mai puțin sufrageria. Și e și sufrageria din același material ca asta. Și se aude că calci pe materialul ăsta, așa că știu că e aici. Pe ce material calci? Calci pe parchet, pe ce material? Uite, așa se aude când calci. Uite, pe chestia asta. Și picioare și de-aia se aude. Atunci fă așa. A, să merg mersul piticului? Nu, așa. Ca în desene animate. Bun. Să merg pe vârful, adică. Mhm. Așa se aude. Bun, haideți să mai facem unul. Deși de data asta eu mă ascund. Bun, hai. Nu, du-te și numără în locul unde te-am găsit. Până la 70. O, 70. 30, mă, glumesc. Glumesc, mă. 2, 3, 4. Nici unde poate să apă. Că m-am mai scus odată aici. Dubla 2. Dubla 2, băieți. Da. Bunica va mai număra o dată pentru că am nevoie de ceva, cred că v-am mai zis, nu știu. Dar da. Începem? Du-te, du-te acolo, gen. Da. Numer până la 50, că am nevoie. Bun, de 50 de secunde. Da. Păi da, trebuie să închid ușa că e gălăgie. Băieți, faza este că eu nu pot să închid ușa, dar voi lua o ață, nu știu dacă vă vedeți, o să vă pun puțin băpau și apoi îți vart. Mai are încă 25 de secunde, băieți, să pot mai puțin.
nu știu. Eu să punem asta aici. Așa. De domniața. Așa. Acum haide să închidă. Mișcoață. Așa. Curăț cu locul ăsta de ascunzătoare. Mai mult decât o miros viața. Ok. Viața nu. Cel de subscribe, nu uitați să menționez, am ajuns la minutul 11. Cine se mai uite până la minutul 11? Explicați-mi. Că vine. Așa. Poate e super hard. Poate trebuie să fac 24 de ore aici. Cum ar fi? 24 de ore aici. Eu tot idei de următorul clip, dacă mă duc. Duminică voi avea un clip ăsta de 24 de ore. Chestii bune, alerg după chestii. Asta și voi sta 24 de ore. Astea ce sunt? Astea e cuietoare? Sau ce sunt? Ce e asta, bunii? În următorul videoclip vom face 24 de ore aici. Că care ar fi tare, ok? Ok, asta a fost chiar tare și acum ultima rundă în care se va ascunde budinca mea. Pentru că toată lumea știe că este o budincă. Hai să mănânc din ea. Ața asta o ajutat, da, budinca? Da, nu prea m-a ajutat nici ața asta. Am vrut să trag asta, că nu pot să închid dinăuntru. Nu, bun, păi n-ai cum. Nu pot să închid dinăuntru, așa că am vrut să iau ața înăuntru ca să trag și să se închidă. Nu, bunica, n-ai cum. N-ai cum. Am reușit odată. Ca să poți închizi trebuie mânet ăla pe dinăuntru. Ah, super. Păi să cumperi. Da, să fac pentru tine un mânești pe din nou. Sau pun scoci. Pun scoci. Ok, acum tu te ascunzi ultima rundă. Fii atentă. Ultima rundă, da? Vom avea un timer de 15 secunde. Dacă nu te voi găsi în 15 secunde, vei câștiga 1000 de lei. Oh, bravo. Oh, oh. De fapt, eu ți-i voi da. Păi ai tu 1000 de lei? Da, am 1000 de lei. Da. Dar dacă eu te voi găsi, tu va trebui să-mi dai 100 de lei. Bine, când iau pensie. A, bine, merge. De pași, când iau pensie. Da. Bine. Începem? Ok, da, începem. Acum ascunde-te tu. Timerul să înceapă după ce termin de numărat. Și acum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ascunde-te în cel mai bun loc. 8. Bine, o să număr în slow motion, adică încet. 8. 9. 10. Ok, gata. S-a terminat. Voi că, da, începând de acum! Ok, băieți, avem 14 secunde, presiune. Nu! Ah, yes! Ah, ce yes, mă? Am găsit-o! Ai găsit-o? În ce va trebuie să-mi dai 100 de lei. Da, bune, mai găsit-o. Bunica. Bravo. Trebuie să găsiți. Băieți, cât de greu a fost, ești nebun? Ești
Uite, uite așa am făcut. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Și am ajuns la de aur. Ai transpirat. Bunii. La pensie n-am vorbit așa? Da, unde ți-i banii? Ok, băieți, nu o să zici unde ți ascunde banii, dar am văzut ceva acolo. Am văzut tot de la pas. Păi, asta nu e ascunzătoare, dar măcar și-a lăsat undeva și am luat. Eu i-am pus ca să mă duc la piață și tu i-ai și găsit imediat?